Tocmai am terminat de scris o carte despre puterea limbajului, despre felul în care, schimbând un singur cuvânt sau o singură propoziție, poți să ajungi mai repede la inima sau mintea celuilalt. Cu alte cuvinte, poți să spui ceva care chiar contează, în momentul în care contează, și să știi să o spui în așa fel încât cealaltă persoană să rămână cel puțin deschisă la ceea ce ai tu de zis, dacă nu să cumpere ideea sau produsul sau serviciul tău. Vreau să-ți dau astăzi două tehnici pe care să le aplici atunci când ai în față o persoană așa zis dificilă. Prima este să verifici dacă persoana preferă variante sau preferă un drum sigur, un drum critic de urmat. Pentru că sunt oameni care, prin felul în care vorbesc, îți arată că îi interesează opțiuni, căi, variante, diferite modalități pentru a realiza ceva și nu una singură cu cap și coadă. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt enervați de a avea mai multe opțiuni sau variante. Vor să știe un singur mod, verificat, garantat, prin care să ajungă într-un anumit loc. Puneți întrebarea asta când te afli în fața cuiva, atât despre tine cât și despre el sau ea. Eu sunt o persoană care e mai mult interesată de opțiuni sau variante sau mai mult interesată de un drum critic de urmat, dar persoana din fața mea. Pentru că dacă sunteți la fel, vă veți înțelege cu siguranță foarte bine. Dacă sunteți diferiți, nu. Așadar, dacă ai o persoană care e motivată de opțiuni ca ei variante, iar tu ești motivată de un drum critic, vei fi tentat să îi spui, uite, pasul 1 facem așa, pasul 2 așa, pasul 3 așa și la final facem așa. Persoana respectivă ghișce, nu o să te audă, nu o să vrea să vorbească cu tine, pentru că nu gândește așa, nu procesează informații așa. Și atunci ce ai de spus, în loc de pasul 1, pasul 2, pasul 3, este, uite, am putea face asta sau am putea face asta sau am putea face aia altă, hai să vedem pe care o alegem. Și așa vorbești mult mai mult pe limba celuilalt. A doua metodă sau tehnică este să verifici de fiecare dată când prezinți beneficii, dacă prezinți și dezavantaje. Pentru că oamenii sunt între de 2 ori și 5 ori mai motivați de a evita pericolul decât de a obține un beneficiu sau avantaj conform studiilor științifice. În consecință, vei fi tentat atunci când prezinți o idee, produs sau serviciu să spui, uite, are beneficiu ăsta, are avantajul ăsta, câștigi asta, obții asta, acest aspirator îți permite să ștergi praful mai bine, consumă curent în mod optimizat, este foarte ieftin și așa mai departe. Adaugă măcar la astea trei argumente ceva de genul, acest aspirator nu costă mult, nu consumă mult curent, nu pierzi timpul cu el, nu este greu de curățat. Cu alte cuvinte, vorbești despre ce evită persoana, nu numai despre ceea ce obține, și în felul ăsta vei ajunge mai repede la motivarea celor din jurul tău să fie convinși sau măcar atenți la ceea ce le propui tu. Așadar, două tehnici simple, lingvistice, în care poți să schimbi un singur cuvânt sau o singură propoziție, un mod de a pune problema, și asta schimbă impactul pe care îl ai în comunicarea cu cei din jur. Tehnicile astea și multe altele, zeci de alte tehnici, se găsesc în ultima carte pe care am scris-o și care probabil va apărea pe piață în săptămânile sau lunile următoare. Dar oricum, să-ți fie de folos astea două. Ciao!